Primăria municipiului Bistrița se străduiește ca în fiecare an să vină cu ceva în plus, organizarea să fie din ce în ce mai bună, în așa fel încât dumneavoastră să vă puteți bucura de ceea ce producătorii vă prezintă, să cumpărați, să vă umpleți cămările. Din păcate, bogăția din ceea ce ne-a dat Dumnezeu este mai mare decât bogăția din buzunarele noastre și știm acest lucru, dar drămuim și încercăm să punem pe masă pentru noi, pentru familiile noastre, produse proaspete, produse de calitate, produse pentru care oamenii au transpirat, s-au zdrobit, au asudat de astă primăvară și până acum. Felicitări tuturor! Ne bucurăm că încă mai avem oameni care îndrăgesc munca, oameni care încă mai cultivă, pentru că, altminte, dacă te duci la magazine, la retaileri, vezi totul pe raft, la prețuri mici. Am rugămintea să fim patrioți, să fim și patrioți locali, pentru că dacă le cumpărăm pe toate de la, știu eu, nu fac reclamă aici la retaileri, atunci ai noștri la cine să mai vândă. Chiar dacă este puțin mai scump ceea ce ai noștri ne vând, îi încurajăm, cumpărând de la ei, să continue și să producă. Dacă le întoarcem spatele, nu vor mai avea obiectul muncii. Dar prezența dumneavoastră aici demonstrează faptul că țineți la producătorii locali. Vrem să construim o piață cu adevărat modernă în Bistrița. Am auzit tot felul de discuții pe această temă, că nu ar fi foarte oportun, că, știu eu, înăbușim acel spirit al pieței. Păi, până de vreun an de zile mă certau aceiași că avem o piață în care vara e foarte cald, iarna e foarte frig și producătorii nu au condiții ca să vândă. Acum, când văd că proiectul avansează, mă ceartă că înăbușim spiritul tradițional. Doamne, o să mai avem piețe și piețe volante, o să mai putem vinde și cumpăra produse și așa cum ne-am obișnuit în ultima sută de ani, dar cred că avem nevoie de o alternativă la retaileri în Bistrița și de aceea construim o piață care va oferi toate condițiile, îmi permit să spun, de top. Aer condiționat, zone de depozitare, zone specifice pentru producători, zone specifice pentru cei care comercializează, pentru că și ei trebuie ca să trăiască, au familii. Vom avea standuri dedicate pentru produse lactate, pentru carne, vom avea standuri dedicate pentru produse industriale cu un anumit specific. Veți vedea că este vorba despre un concept cu totul și cu totul modern și gândit să reziste pentru o lungă perioadă de timp. Altminteri, ați observat ce se întâmplă în oraș. Sunt probabil cel mai înjurat om din acest oraș în această perioadă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, începând de anul viitor, după ce vom închide cele mai multe șantiere, o să fiu și puțin consolat, văzându-vă mulțumiți. Dragii mei, să trecem la premiere, pentru că este un moment așteptat, în primul rând de către cei care au asudat și au venit în piață cu produse excepționale, și am să-l rog pe domnul Răzoare, care este foarte, foarte, foarte experimentat în ceea ce face și îi mulțumesc pentru strădania pe care an de an o depune pentru ca în piață să existe o anumită ordine, o anumită rigoare, pentru ca dumneavoastră să puteți cumpăra și, bineînțeles, să aveți de la cine cumpăra. Și, bineînțeles, îi mulțumesc și pentru ceea ce se întâmplă astăzi aici, pentru că este normal să fim recunoscători atunci când oamenii depun un anumit efort. Vă rog să țineți dumneavoastră și să înmânați pe rând. O să începem cu locul întâi. Așa cum deja am anunțat, sunt trei secțiuni. Secțiunea de legume, de fructe, de produse apicole și avem și o secțiune de animale și păsări. Așa. Locul întâi se acordă doamnei Roș Saveta din Sigmir la secțiunea legume. Haideți să o aplaudăm! Plicul de colegul meu ca să nu existe niciun fel de interpretare.
locul 2 domnului Haftaludi Vasile din Bozieș, la aceeași secțiune, legume. Vă rog! Locul 3, domnul Simionca Ioan. Tot secțiunea legume. Vine doamna Simionca. Asta ca să închidem povestea cu cine e șeful. Felicitări, m-am văzut la muncă. Știu ce efort depuneți. La secțiunea fructe, locul 1, Cochisă Simion din Sânt Ioana. Aplauze! Locul 2 se acordă stațiunii de cercetare și dezvoltare Pomicolă Bistrița. Dragii mei, începând de anul viitor, stațiunea de cercetare și dezvoltare este o propunere pe care o fac acum și cred că nimeni nu va avea nimic împotrivă, va primi un premiu special, pentru că o asemenea instituție de cercetare, de producție, cu o asemenea, cu un asemenea portofoliu de rezultate pe care îl cunoaștem, nu prea poate să intre în concurență cu producătorii mici. De aceea apreciez că li se cuvine un premiu special prin care recunoaștem tot efortul făcut de-a lungul anilor de specialiștii care au lucrat în stațiunea sau la stațiunea de cercetare și dezvoltare. Felicitări, domnule director, pentru toată perseverența. Locul 3, aceeași secțiune fructe, doamna pieptănar Luciana din Sânt Ioana. Valea Șieului, după cum ați observat, este foarte, foarte bine reprezentată astăzi. Oameni foarte harnici. Sunteți invidioși, domnilor? Am ajuns la secțiunea produse apicole. Doamna Marian Rodica din Bistrița. Doamna poate fi găsită în piață în fiecare zi. Doamna nici nu se supără că vom construi o piață nouă. Așa e, doamnă. Felicitări! Produceți o miere extraordinară. De fapt, aveți grijă de albinele care o produc. Locul 2, domnul Nicolae Vlad din Prudul Râgăului, un om pe care de asemenea îl cunosc de foarte mulți ani de zile. Se străduiește mult, domnul Vlad. Haideți să-l aplaudăm. Locul 3, Gălățan Florin din Bungard, care îmi spunea puțin mai devreme că acolo în Bungar, când trece câte o mașină cu 10 km la oră, toată lumea se revoltă pentru că face praf și le afectează ecosistemul. Vă dați seama ce viață e la Bungar. Felicitări! Și acum la secțiunea crescători de păsări și animale mici, un premiu care se acordă asociației, adică e și asociația un om, cum ar veni. Cine ridică premiu? Asociația crescătorilor de păsări și animale mici, Bistrița Năsăud. Și acum urmează Clubul Crescătorilor de Iepuri din Ardeal pentru participarea la
această ediție a toamnei bistrițene. Știm exact și a câta ediție este, putem să vă spunem. Vă mulțumim frumos pentru...